Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă aduce la pachet un set lung de îngrijorări. Oficialii Pentagonului s-au pregătit cum să răspundă în cazul unor decizii controversate din partea președintelui ales al Statelor Unite. Printre acestea se numără desfășurarea armatei pe plan intern, dar și intenția de a face concedieri în masă în rândul angajaților apolitici. Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a făcut mai multe promisiuni îngrijorătoare de-a lungul campaniei. Una dintre acestea a fost desfășurarea armatei în plan intern și pentru a-l ajuta în planul de a face deportări în masă. Totodată, Trump a anunțat că dorește să-și aducă oamenii săi loiali în funcțiile de stat și că îi va concedia pe cei așa zi și actori corupți din sistemul de securitate național al țării. Totul a pornit de la mandatul trecut, când Donald Trump a avut o relație tensionată cu Mark Miley, șeful statului major de la acea vreme, care a luat măsuri pentru a-i limita drastic atribuțiile președintelui în utilizarea armelor nucleare. Trump nu s-a abținut de la arunca vorbe grele spre cei din conducerea militară superioară de atunci, pe care i-a numit adepții unui curent progresist, extrem, slab și ineficienți. Odată cu preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, oficialii de la Pentagon iau în calcul noi măsuri care să prevină eventuale derapaje grave ale lui Trump. Deși trupele din cadrul Departamentului Apărării sunt obligate prin lege să nu se supună ordinelor ilegale, planul lui Trump de a elimina pe cei numiți politic în funcții ar putea funcționa prin demisii la vârful instituției. Nu este clar în acest moment care este omul pe care Trump și-l ar dori la șefia Pentagonului, însă unii analiști susțin că acesta va încerca să evite relația de conflict pe care a avut-o cu oficialii militari din mandatul trecut.